Din Iașul a inaugurat noul sezon al campionatului național de rallycross. Pe circuitul de la marginea localității, piloții s-au întrecut pentru a scoate cei mai buni timpi. Fiecare a avut 3 ture la dispoziție, iar lupta a fost una foarte strânsă. Organizatorii sunt fericiți că circuitul de la Din Iași a intrat în calendarul național. Ne bucurăm că am reușit să organizăm prima etapă din campionatul național de auto rallycross. Prin specificul ei este singura pe partea de vest a țării, în care cei mai tineri piloți de automobilism au vârsta de 10 ani. Cea mai mare satisfacție o reprezintă însă evoluția copiilor înscriși în competiție. Cei mici merg la o performanță egală cu cei licențiați. Etapa a doua din campionatul național de rallycross va avea loc pe 9 iunie la Arad.